Bine v-am găsit la interviurile DC Medical DC News. Sunt Val Vâlcu, discut cu doctorul Dragoș Romanescu, medic primar chirurg la Spitalul Clinic Sanador. Domnule doctor, crește incidența bolilor hepatice. Ficatul omului modern este asaltat, e supra-solicitat. Care ar fi cauzele? Ce am putea face pentru a preveni bolile de ficat, bolile hepatice? Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Aș începe prin a spune câteva cuvinte despre ficat și despre rolul său în organism. Și aș spune că este un organ de o importanță vitală, un adevărat laborator al organismului, responsabil pentru peste 500 de funcții și dintre acestea aș enumera funcția de veritabil filtru al toxinelor pe care apoi le excretă prin intermediul rinichilor, un adevărat procesator al substanțelor din tractul gastrointestinal provenite din alimentație sau din metabolismul unor organe din cavitatea abdominală, cum este pancreasul sau cum este splina, substanțe pe care apoi le trimite în circulație fiind necesare activității celorlalte organe. Un adevărat creier, un rezervor care știe să facă rezerve când aceste substanțe sunt în surplus și pe care le trimite spre circulație atunci când este nevoie de ele. Intervine foarte mult în metabolismul glucidelor, proteinelor și grăsimilor. Altfel spus, este în interconexiune cu toate organele organismului, astfel încât o injurie serioasă a ficatului poate să ducă și la disfuncții ale altor organe. Ficatul oglindește astfel starea de sănătate a fiecăruia dintre noi, mai mult oglindește un stil de viață și poate chiar obiceiuri alimentare. Știm că este singurul organ care se autoregenerează. Hepatocitul, care este responsabil de majoritatea funcțiilor enumerate mai devreme, este cel care rezolvă aceste injurii acute. De această calitate a ficatului ne folosim și noi, medicii chirurgi, atunci când este nevoie de rezecții hepatice, mai ales la pacienții neoplazici, unde rezecțiile hepatice sunt necesare poate de mai multe ori în timpul vieții acestuia, deci rezecții iterative. Și chiar datorită acestei calități s-au descris noi tehnici de transplant hepatic, pentru că există o penurie a organelor donate. Există mai nou transplant cu ficat împărțit, adică o grefă recoltată de la donator cadaveric este împărțită și este transplantată la doi recipienți, sau transplantul cu fragment hepatic de la donator înrudit. Bineînțeles că această regenerare depinde și de calitatea parenchimului restant, în sensul în care un ficat cirotic, un ficat după chimioterapie, un ficat steatozic se va regenera mai greu sau deloc. Rezecțiile hepatice se fac astfel încât totuși să asigur un volum restant convenabil și acesta este de minim 25-30% din volumul hepatic când vorbim de un ficat normal și până la 40-50% din volumul hepatic când vorbim de un ficat cirotic. Este mai accesibil astăzi transplantul hepatic decât acum 10-20 de ani. Sanadora, în clinicile Sanador s-a efectuează această operație, dar pe de o parte criza de organe, pe de altă parte medicația imunosupresoare pe care pacientul trebuie să o ia toată viața,
ne face să ne dorim să nu ajungă în situația de a avea nevoie de un ficat nou. Să începem cu vaccinarea. Da, dintre factorii externi necesar. Care duc la afectarea ficatului, pe un prim loc se situează infecțiile cu virusuri hepatitice A, B, C, D, E, B-ul și C-ul având cea mai mare probabilitate de a se croniciza. Ca profilaxie pentru hepatita B există vaccinul, care se face și în România, se face în primele zile de viață, cu rapel la 2, 4, 12 luni, dar se face și la adulții care, deși vaccinați, nu s-au imunizat, adică titlul de anticorp nu este suficient. Și atunci, dacă persoana lucrează și în domenii de risc, cum ar fi chiar medicii sau alte persoane din domeniul sanitar, ele se pot revaccina și se testează titlul de anticorpi. Pentru virusul hepatitic C încă nu avem un vaccin, se așteaptă. Dar cea mai bună până la urmă este prevenția și asta înseamnă evitarea până la urmă a zonelor de risc, adică, eu știu, cabinete de acupunctură, clinici stomatologice mai nesigure, cabinetele de tatuaje, la persoanele care folosesc droguri intravenoase și folosesc aceleași seringi. Chiar actul sexual neprotejat cu persoane infectate, toate lucrurile astea pot duce la o infectare. Dacă profilaxia n-a funcționat, odată descoperită infecția, există tratamente antivirale. Și pentru hepatita B există de mult un tratament care este destul de costisitor și se întinde pe o perioadă de minim 5 ani, care reușește să inactiveze cumva virusul. Virusul trebuie precizat că nu dispare din organism, el doar devine dormant, devine inactiv. Pacienții trebuie monitorizați în continuare de un hepatolog și văzut că există și reinfectări oculte. Și studii mai noi arată că simpla infecție cu virusul hepatitic B, de exemplu, poate fi cauză de apariția cancerului hepatic fără să treacă ficatul prin stadiul de ciroză hepatică. Hepatita e acum considerată mai puțin periculoasă, în unele țări nici nu se mai internează. Există. Rămâne un... Are un impact? Mai mic, pentru că nu se cronicizează așa ca B-ul, D-ul și C-ul. Există și un vaccin împotriva acesteia. Cine tot... ar trebui să... cei care călătoresc sau se duc în zone mai puțin? Da, întotdeauna sunt zone endemice pentru fiecare din virusurile cunoscute și sigur că da, înainte de programarea unei călătorii trebuie eventual să iei legătura cu medicul de familie care să-ți spună ce trebuie să faci, pentru că sunt alte virusuri mult mai agresive decât virusul hepatitic. Se plâng oamenii, mi-a obosit ficatul, mă simt obosit, e din cauza ficatului sau oboseala e în creier și ficatul suferă în tăcere? Pentru că vin furnizorii de suplimente alimentare și oferă tot felul de produse pentru întărire, pentru purificarea ficatului. De aceea, de multe ori oboseala vine cumva la pachet cu stresul. Stres care modifică inclusiv somnul, un somn neodihnitor va duce la
formarea unui switch în metabolismul ficatului și ficatul începe să producă mai multe grăsimi, de exemplu, și este unul dintre mecanismele cunoscute de apariția ficatului gras, a steatozei non-alcoolice. De aceea este foarte important stilul de viață și în acesta, bineînțeles, reducerea, dacă este putință, a stresului, odihna. Ce este ficatul gras? Este o boală a secolului nostru, o boală actuală, mai ales în țările dezvoltate. Este în strânsă legătură cu alte boli, cu incidență crescută, obezitatea, diabetul zaharat tip 2 și hipertensiunea arterială. Acestea depind foarte mult de stilul de viață și de obiceiurile alimentare. În general, alimentația modernă, superprocesată, care vine cu tot felul de aditivi, este destul de agresivă pentru ficat. De asta trebuie să reducem poate consumul de anumite alimente, de dulciuri, de produse de patiserie, grăsimile în exces, carnea în exces. E posibil ca o persoană slăbuță sau care se încadrează, e fit așa, să aibă o încărcare grasă a ficatului, chiar dacă nu e supraponderal? De cele mai multe ori se întâmplă la persoanele supraponderale, dar sigur că există și boli cu predispoziție genetică care duc la ficat gras. Dar vorbind și de stilul de viață și de stres și de lipsa de odihnă, sigur că da, lucrul ăsta poate să apară și la persoane non-ponderale. Alcoolul? Abuzul de alcool a fost și este... Ce înseamnă abuz? Că mulți spun, eu nu abuzez, consum, dar... Să o luăm invers. Un pahar de vin la o masă poate fi considerat benefic, chiar pentru digestie, dar consumul, să zicem, pe mai mult de un pahar, acum cantitățile diferă de la o persoană la alta. Nu contează tipul de alcool, ci cantitatea, frecvența și perioada îndelungată de consum duc invariabil spre fibroza hepatică, ciroză, și ciroza este unul dintre factorii de risc pentru apariția cancerului hepatic. Și poate fi, să spun așa, temperat, combătut. Zici, domne, am luat suplimente alimentare, am băut un pahar în plus. Nu. Cumva putem echilibra balanța? Nu. Suplimentele nu fac decât să ne distragă atenția, poate de la ingestia de alcool, dar ele nu reușesc să repare ce s-a stricat. Ficatul are o puternică acțiune de a metaboliza alcoolul și reușește până la urmă, dar cu efort și lucrul ăsta lasă cicatrici. Mâncarea grasă sau... Nu știu, poate un pahar de cafea în plus determină, maioneza îi face pe unii să aibă probleme cu vezica biliară, cu colecistul. Și sunt tot felul de remedii, medicamente pentru, spune, ești balonat, ai mâncat prea mult, ia picături, pastile. Totuși, în final, persoanele care au problemă cu colecistul ajung la dumneavoastră, la chirurg. Da, e o diferență între dischinezia biliară, care poate crea, poate da naștere unor colici, unor dureri în partea dreaptă, și evidența unor calcule adevărați. Până la urmă, de cele mai multe ori, cele mai multe indicații de colecistectomie iau calculii simptomatici. Dar sigur că da, există o
acțiune intricată între stres, alimentație deficitară, adică bogată în grăsimi, și capacitatea ficatului, inclusiv a colecistului, de a metaboliza și de a elimina aceste grăsimi. În final, de cele mai multe ori se ajunge la calculii vezicii biliare care vor fi sancționați doar chirurgical. Nu există alt remediu pentru ei. Acest concept nisip, ce n-ai pietre la fiere, doar un pic de nisip, așa, poate fi eliminat acest nisip? Nu, deși sunt foarte mulți medici care, la fel ca în recomandarea remediilor naturiste, recomandă folosirea unor tot a unor remedii naturiste care, spun ei, ar dizolva acest nisip. În realitate nu se întâmplă asta. Și nisipul, așa numitul sludge biliar, noroi biliar, are un impact nefavorabil asupra căii biliare terminale, acolo unde există un sfincter care va fi iritat în permanență de acest nisip și care poate crea probleme, de la pancreatită acută până la o inflamație a sfincterului numită odită, cu icter și cu suprainfectarea bilei, deci a căii biliare principale. Și atunci soluția e tot cea chirurgicală, dar ar fi mai bine ca intervenția să se facă la rece, când nu e infectat colecistul, când înainte de, deci să prevină o astfel de... Sigur, și pentru viteaza veziculară, pentru calculii din colecist, indicația generală rămâne pentru calculii simptomatici, deci acei calculi care creează probleme, nu descoperiți întâmplător și la o anamneză asimptomatici, adică n-au deranjat niciodată. La fel este și cu sludge-ul biliar, doar că cu cât calculii sunt mai mici și posibilitatea lor de a migra din colecist în calea biliară și de a înfunda atât calea biliară cât și canalul pentru pancreas și a da pancreatită este mai mare, cu atât și indicația de colecistectomie este mai din pripă. Dar dacă există acest risc, unii ar spune că cât durează o astfel de operație? Laparoscopic stă o zi, două, nu ar fi tentați decât să riște o afecțiune gravă cum este pancreatita să renunțe la colecist? Sigur, dar până la urmă este o manevră intempestivă, este o manevră care nu este, care poate fi grefată de complicații și atunci trebuie să aibă niște indicații foarte clare. La ce interval ar trebui făcut o ecografie abdominală, la verificat căile biliare, restul organelor, splina, pancreasul? Sigur, orice persoană trecută de 40 de ani trebuie să-și facă măcar o dată pe an un examen, constând în analize uzuale de sânge și o ecografie. La ecografie se diagnostichează de cele mai multe ori cele mai multe tumori și asta chiar în cadrul controlelor ăstora de rutină sau pentru alte afecțiuni. Sigur că dacă există o încărcătură genetică, dacă în familie există pacienți cu diverse afecțiuni, atunci trebuie efectuată nu numai o simplă ecografie, ci și, de exemplu, o colonoscopie, dacă e cazul, sau pacienții care deja au un diagnostic trebuie monitorizați mai atent și poate că ecografiile se fac mai des de doar o dată pe an.
Chistul hepatic primește un, se duce la o ecografie periodic și descoperă un chist. Se intervine, e un risc în ceea ce privește, un risc oncologic. Chistele sunt și ele de mai multe feluri. Pentru a le caracteriza bine este necesară o imagistică mai performantă, adică cel puțin un tomograf. Niciodată nu se operează un ficat doar pe o ecografie, exceptând poate colecistul. În rest, întotdeauna se face măcar un computer tomograf sau un RMN. Computerul tomograf va descrie mai bine chistul decât RMN-ul. Nu, decât o simplă ecografie, va descrie din punct de vedere al dimensiunii, al localizării, astfel încât poți să îți faci o idee asupra apartenenței sau ce fel de chist este asta. Operațiile de cele mai multe ori pentru aceste chiste se fac laparoscopic sau minimal invaziv, laparoscopic sau robotic. Sunt operații simple cu minim sacrificiu de parenchim, uneori fără sacrificiu de parenchim, doar o descăpăcire a chistului este suficientă. Întotdeauna însă acest capac se dă către laboratorul de anatomie patologică pentru că există și chist adenocarcinome, deci unele forme de cancer care îmbracă orice chist se investighează sau că poate la o serie de ecografii, nu știu, an de an îl vede acolo la aceeași dimensiune? Chistele mici sub 3-4 cm nu constituie, nu trebuie doar urmărite, monitorizate. Chistele care au crescut, de exemplu, de la ultimul control sau cele care dau simptome, trebuie operat. Simptomele însemnând durere sau? Durere, o jenă dureroasă în hipocondru atunci când este lângă colecist. El poate jena inclusiv peristaltismul colecistului să apară dischinezia sau colicile biliare. Mai rar, dar se întâmplă să cumva să facă compresie asupra stomacului sau în chistele foarte voluminoase. Și bineînțeles că sunt situații în care în polichistoza hepatorenală, când există multiple, când practic tot ficatul este transformat chistic, se poate ajunge inclusiv la transplant hepatic. A fost un rocker celebru care a beneficiat de un astfel de transplant și rinic și ficat. Din cauza unor chisturi mari. Chirurgia robotică în cazul ficatului este un pas înainte. În general, chirurgia minimal invaziv câștigă teren în rezecțiile hepatice. Și vorbim de laparoscopie, vorbim de laparoscopia 3D, deci o evoluție a laparoscopiei în care echipa operatorii are ochelari 3D și avem profunzimea pe care ne dă și ecranul de la robot. Robotul vine cu niște avantaje care nu sunt neapărat pentru rezecțiile hepatice. Are niște avantaje folosite în altfel de rezecții. S-au făcut sau se fac din ce în ce mai multe operații. De exemplu, operațiile pentru tumorile benigne, majoritatea se fac minimal invaziv, majoritatea se fac laparoscopic. Colecistectomia este acum golden standard, este colecistectomia laparoscopică. Foarte rar se întâmplă să se facă deschis. S-a ajuns până la hepatectomii majore sau la recoltări, de exemplu, de fragment hepatic laparoscopic. Și am făcut-o și noi chiar la Sanador și a fost chiar în premieră națională. Și cum ați Recoltare de lob stâng hepatic, laparoscopic. Lobul a fost extras printr-o incizie foarte mică,
Recuperarea donatoarei a fost foarte rapidă. Acesta ar fi principalul avantaj, faptul că donatorul nu stă... În general, pacientul nu stă imobilizat, nu are incizii mari de la brante care pot să dea și ele complicații în timp. Și încă ceva, în sistemul ăsta augmentat, în sistemul ăsta în care tu vezi mult mai mare decât în mod normal, secționarea sau tranșa de hepatectomie de secțiune este mai acurată, mai... pentru că fiecare mic pedicul este ligaturat, este clipat și atunci pierderea de sânge este mai mică. În rezecțiile hepatice, pentru cancere, de exemplu, pierderea de sânge trebuie să fie minimizată pentru că reprezintă un factor de risc în recidivele tumorale hepatice. Care ar fi primul semn al unei tumori hepatice, unui cancer? La ce ar trebui să fie atenți pacienții? Diagnosticul clinic este destul de sărac în debutul, la debut. Deci poate, ecografia rămâne de bază. Da, poate oboseala de care vorbeam la început și care poate să fie și reală, oboseala, jena dureroasă sau durerea în hipocondrul drept, meteorismul abdominal sau la pacienții cirotici și o decompensare a cirozei, asta însemnând sângerări variceale sau o ascită care nu poate fi temperată medicamentos, poate pot să sugereze apariția unui cancer, de cele mai multe ori grefat pe ciroză hepatică. Pacienții cirotici sunt monitorizați mai atent de hepatolog și atunci ecografia surprinde modificările, numai că o simplă ecografie nu poate să discearnă între un nodul de regenerare din cadrul cirozei macronodulare și un nodul real de hepatocarcinom. Și atunci, din nou, trebuie investigații mai pretențioase, ecografie cu substanță de contrast sau tomografie sau RMN cu anumite substanțe specifice ficatului. Românii se tem de puncție. Are o poate fi necesară în astfel de cazuri. Se tem că ar răspândi cancerul sau ar da anumite complicații. Este până la urmă o metodă invazivă care dacă poate fi evitată, putem să o facem și mai nou. Și poate fi evitată prin aceste tehnici RMN, substanțe de contrast. Mai nou, o valoare a markerului specific, markerului tumoral specific, alfa-fetoproteina, peste 400 și o evidență imagistică a tumorii, sunt suficiente pentru tratament, nu mai trebuie puncție. Când există dubii de diagnostic și tumora este considerată inoperabilă, atunci îți trebuie o biopsie ca să se poată începe un tratament adjuvant. De pacientul care ajunge să aibă nevoie de un ficat nou, de un transplant, înțeleg că acum, grație tehnologiei moderne, a noilor tehnici chirurgicale, ar trebui să caute în primul rând în familie. Există, vorbeam de penuria de organe, există întotdeauna o listă de așteptare. Un pacient care are nevoie de un ficat va fi pus din start pe o listă de așteptare. Mortalitatea pe listei de așteptare este destul de mare din cauza... Adică durează mult până când se potrivește. Se prioritizează și în funcție de anumiți parametri. Există, de exemplu, și transplant în urgență. În hepatitele, în insuficiențele fulminante, toxice. Mai sunt cei care mănâncă ciuperci. Cei care mănâncă ciuperci și care, săracii, nu ajung într-un serviciu de terapie intensivă, unde în așteptarea unui transplant ar putea fi puși pe un sistem de dializă mars, un fel de ficat artificial. În așteptarea unui ficat sau
în așteptarea, mă rog, recuperării prin tratament. Și spuneam că datorită acestei penurii de organe, sigur că da, mai ales pentru hepatocarcinomul grefat pe ciroză, pentru că din punct de vedere etic, o grefă de la un donator cadaveric va merge către un astfel de pacient doar dacă pacientul se înscrie în anumite criterii, adică trebuie să fie un nodul de până în 5 cm sau până în 3 noduli care constituie criteriile Milano. Dincolo de aceste criterii, nu prea mai este etic să beneficieze de o astfel de grefă. Și atunci, cumva s-au extins aceste criterii la criteriile San Francisco și acești pacienți pot beneficia de un fragment hepatic de la un donator înrudit. Pentru că se consideră că transplantul aduce un beneficiu, supraviețuirea este mai bună decât orice alt tratament sau a nu face niciun alt tratament. La Sanador știu că intervine echipă, onco team, tumor board-ul, în cazul afecțiunilor hepatice, a cancerilor hepatice, sunt și tratamente medicamentoase, sunt și citostatice sau pot fi folosite astfel de tehnici sau doar nu se mai tratează niciun cancer fără un abord multidisciplinar și lucrul ăsta se întâmplă în mai toate spitalele acum sau în mai toate centrele de excelență care tratează astfel de cazuri. Pentru că nu se mai vorbește de boli, ci se vorbește de pacienți și fiecare caz trebuie verificat astfel încât tratamentul să fie optim pentru acel pacient. Adică secvențialitatea de tratamente, chirurgie, oncologie, radioterapie, radiologie intervențională trebuie stabilită de la început astfel încât să obții cele mai bune rezultate la acel pacient care va avea și el anumite criterii specifice. Sigur că în bolile sau pentru cancerul hepatic și pentru multe alte afecțiuni, rezecția hepatică rămâne tratamentul cel mai bun, cu cea mai bună supraviețuire. Dincolo de asta, dacă acest tratament chirurgical este ajutat cu chimioterapie, aceasta poate aduce un beneficiu. În cazul cancerului hepatic, de asemenea, rezecția hepatică rămâne cea mai bună, mai ales pentru tumorile grefate pe ficat normal, iar în cazul cancerului grefat pe ciroză, transplantul hepatic este cea mai bună metodă pentru că rezolvă pe de o parte boala de fond, pe de altă parte boala neoplazică. În cazul metastazelor se intervine cu citostatice. Nu numai. Dacă în trecut, într-adevăr, un pacient cu metastaze hepatice multiple nu avea nicio șansă la rezecția hepatică, acum sunt foarte multe tehnici și pot să spun că sunt chiar puțini pacienți care nu pot beneficia de un tratament chirurgical în cazul metastazelor, mai ales în cazul metastazelor de la cancerele colorectale. Abordarea acestora poate fi făcută înainte de abordarea tumorii primare, în același timp sau după aceasta secvențial. Mai nou, în Norvegia, unde nu există penuria asta de organe, bănuiesc, există o serie de transplanturi hepatice cu fragment, nu cu ficat întreg, pentru pacienții la care, de exemplu, s-a rezecat tumora primară, au trecut 3 luni de zile și
pacienții au metastaze hepatice, doar hepatice, nu există boală extrahepatică. Metastazele hepatice nu pot fi rezecate pentru că sunt multiple și sunt dispersate în ambii lobi. Se poate lua un mic fragment de la o, grefă de la donator cadaveric, restul grefei va merge către un adult așa cum ar fi mers în mod normal și doar segmentele astea 2 și 3 se pun ca și un ficat auxiliar, mai întâi rezecându-se o parte, lobul stâng sau drept din ficatul ăsta tumoral, punându-se fragmentul ăsta mic, așteptând ca acesta să crească și dacă nu există răspândirea bolii în afara ficatului, la un moment dat se intră și se rezecă și cealaltă parte de ficat tumoral. Cât de departe suntem de xenotransplant? Am văzut recent, la sfârșitul anului trecut, o știre că au modificat genetic. Proiectele astea sunt de ani de zile și se fac încă experimente, așa cum au fost și foarte multe proiecte cu celule STEM. Dar deocamdată nu se constituie ca și metode de tratament. Au rămas în stadiu de proiect. Dacă reușesc geneticienii să depășească această barieră, sunt pregătiți chirurgii să beneficieze de un surplus de organe pentru transplant. Sigur că da. Ar fi un lucru benefic, la fel cum de mulți ani, prin foarte multe proiecte, se încearcă să se detecteze niște căi de semnalizare care să-ți spună ție mai din timp că o să, sau ești predispus de a face un anumit tip de cancer. Și atunci chirurgul iarăși ar trebui să intervină și să scoată organul înainte de a se îmbolnăvi. Așa cum, de exemplu, există acum în cazul mastectomiei la pacientele cu BRCA1 și 2 pozitive, adică cu teste genetice care să arate predispoziția la a face un cancer și cu istoric familial încărcat oncologic, se poate face mastectomie bilaterală profilactică, lucru care nu era posibil în urmă cu 10 ani. Chiar o vedetă de cinema așa, da, de la ea a pornit. S-a gândit și a scos, cred că, și ovarele. A fost o operație mai complicată. Posibil. Dar ca să chem într-o notă mai optimistă, spun, uite, domne, are rezistență la alcool, se antrenează, are ficatul antrenat. E acest concept valabil sau e doar genetică? Unii sunt mai rezistenți, alții? Sigur, este genetică, dar mai greu este genetică și de asta spuneam că acea cantitate de alcool care ar face daune este diferită de la o persoană la alta. Până la urmă, toți ajung să, sau abuzul înseamnă chiar depășirea capacității ficatului de a metaboliza acest alcool. E greu de dat, unii se aventurează și spun că 12 grame pe zi, că 50 de grame, dar lucrurile astea sunt diferite. Nu, de la... Se pleacă de la acea glumă a lui Churchill, care întreba de rege, de tatăl reginei Elisabeta, cum de poate să bea alcool la ora 12, nu mai știu, în prima parte a zilei, zice, am antrenament, m-am antrenat. Și tot așa, să de exemplu, iată, trăgea și un gât de whisky și un trabuc și mânca dimineața eggs and bacon și a trăit 85. Nu trebuie luate ca exemple, pentru că spuneam că lucrurile sunt diferite de la o persoană la alta.
De asta și în boli nu se mai vorbește de boală ca atare, ci de fiecare pacient în parte. Și îmi aduc aminte la unele congrese, chiar de chirurgie, când lumea s-a întrebat cumva ce se va întâmpla în viitor, că organismul este atât de agresat de toate, de alimentația asta modificată și de toate lucrurile astea, și că există o explozie de cancere, mai ales la tineri. Și unii oameni înțelepți au spus că până la urmă organismul sau omul se va adapta. Cu care ce... a fost cel mai tânăr pacient al dumneavoastră? Sunt și pacienți copii care fac forme de cancer hepatic, de hepatoblastom. Deci sunt... Și cel mai în vârstă, care, mă rog, bănuiesc că acum cu roboții, cu laparoscopia, pot să suporte și... Sunt, nu se mai discută de vârsta pacientului, ci de starea biologică. Și au fost pacienți care au și fost transplantați la vârste cumva peste limită, și sunt și pacienți care au suportat operații foarte grele de ficat sau de pancreas, chiar și în jurul vârstei de 100 de ani. Domnule doctor, vă mulțumesc și vă mai aștept la DC Medical DC News. Vă mulțumesc și eu. La revedere! Thank you.